Artur Cecan, cel care a coordonat întreg experimentul și cel care i-a demonstrat Cătălinei Rusu, dar și elevilor de la școală, cum ar trebui în real să reacționeze în momentul în care se întâmplă astfel de situații neplăcute. Este în platou aici la Fii Sănătos și venim să discutăm despre experimente și despre alte lucruri utile ce ține de șofat propriu-zis. Bună ziua și bine ați venit, cu mare drag la noi! Bună ziua! Așadar, care a fost cea mai interesantă reacție sau cea mai curioasă reacție a elevilor atunci când, pentru prima dată, ați efectuat aceste experimente? O reacție a elevilor, mai bine am să vă zic prima mea reacție în momentul când am testat. Eu, de natura mea, nu jur, nu zic prostii, adică în momentul când am testat pentru prima oară și am stat agățat cu centura, corpul meu era agățat pe centura de siguranță, vrând nevrând am scăpat un cuvânt așa mai necenzurat. Și îmi dau seama că este un proverb chinezesc care zice decât 100 de ori să le arăți sau să le zici, mai bine odată demonstrează și lasă să se simtă pe propria piele. Putem să avem materiale video, avem planșe, avem, însă în momentul când elevul este pus în centura de siguranță, este cuplat cu centura de siguranță și este întors capul în jos și greutatea corpului stă agățată doar pe centura de siguranță, el înțelege foarte bine, fără planș, fără a citi, fără, da? Înțelege importanța cuplării centurii de siguranță. Și nu doar. În general, siguranța la trafic înseamnă întâi de toate siguranța noastră și a familiei noastre, a părinților noștri, pentru că de multe ori mergem în mașină cu părinții, a copiilor noștri, a soților, a soțiilor. Exact. Și mi-aș dori foarte mult ca toți oamenii de Republica Moldova, când se urcă la volan, să conștientizeze anume astfel. Și vreau să zic alt lucru. Cătălina, colega noastră în reportaj, a zis că din a 12-a oară n-a luat permisul, poate să fie și 20. Dar atunci când te urci la volan, să știi cu siguranță că poți merge și te simți bine. Acum, vin să vă întreb, de ce se întâmplă atât de multe tragedii într-o țară atât de mică? Și ce lipsește cu adevărat siguranței în trafic în țara noastră? Adevăr sau minciună? Cred că adevăr. Putem și ambele. Da, ideea că în fiecare zi se devamează, conform statisticilor, peste 100 de autoturisme, primesc permisul zilnic peste 200 de persoane în toată Republica și probabilitatea de a intra într-un conflict rutier va crește pe zi ce trece. Deci, însă, atitudinea conducătorilor noștri, noi zicem de aptitudini și, într-adevăr, sunt cotați foarte, la un nivel foarte mare, conducătorii noștri, chiar și peste cotare, însă atitudinea lasă de dorit. Adică, vine însă și de la setarea noastră mentală, muncă, posibil care a rămas și încă stagnează, deoarece, dar între timp tot se dezvoltă. Și bănuiesc aici neînțelegerea sau nu necesizarea a conducătorilor importanței sau la ce ar putea aduce. Că în joc este propria viață. Adică, și cum ați punctat dumneavoastră, alături de noi, practic, în tot timpul, sunt cei dragi, copiii noștri, familia noastră. Și un impact, un accident posibil poate aduce la prețul unei vieți. Cum să facem să ne stimăm mai bine între noi, conducătorii auto? Și, în general, cum poate fi schimbat lucrul ăsta? Eu asta simt. Simt că există prea puțin respect unul față de altul în trafic. Și tot timpul când ajung în municipiul Chișinău, eu zic că am ajuns în junglă. Eu am să zic părerea mea sinceră. Sunt prea fericit deoarece interacționez cu mulți tineret, adică cu multe persoane foarte tineri de alte generații care au altă mentalitate, sincer, au alte valori, înțeleg prețul, înțeleg viața, o văd total altfel. Sunt și cazuri care, da, nu ne respectăm bine. Sunt, ca să îmbunătățim lucrurile astea, ar trebui, eu știu, întreaga societate. Însuși și de la nivel înalt de conducere, însuși și noi în grădinițe, da, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, a Învățământului, da, deci ar trebui să meargă pe dialogul ăsta cu societatea, să le arate într-adevăr că este foarte important, nu doar să le... De unde v-a venit ideea simulatoarelor și experimentelor de acest gen? O idee de asta, chiar în Statele Unite, sunt astfel de simulatoare, sunt multe simulatoare care ne întreg pe noi în dezvoltare, sunt foarte multe care sigur necesită finanțare și investiții, evident.
dar însăși care le avem acum. Și apropo, mulțumim Inspectoratul Național de Patrulare pentru că împreună cu ei proiectul ăsta este realizabil și în direcția de a micșora numărul accidentelor rutiere sau de a ridica securitatea la trafic. Autoclub Moldova, apropo, simulatorul care simulează un impact frontal. Dar cel mai important asta care se rotește în jurul axei sale este... Este gratuit? Adică oricine poate avea acces la el? Toți elevii care învață la noi participă gratuit, absolut gratuit. Avem cereri din partea grădiniților, școlilor de copii, ne gândim asupra la asta. Am mai avut și exercițiile astea. Educație, vreți să faceți educație. Da, asta foarte bine, foarte bine. Eu cred că cu adevărat societatea noastră o putem schimba și șoferii noștri putem schimba prin investiția în generațiile tinere. Corect? Ca copii, virgulă copii atunci când se urcă în mașina părinților să zică: aveți grijă la centură, aveți grijă să mergeți încet și tot așa. Mulțumesc foarte mult pentru asta, succese mari în tot ce faceți și ne revedem cu mare drag cu lucruri frumoase aici la noi la Jurnal TV.